Astăzi o să discutăm despre cum corecți conduci un BMW atunci când te duci în sat de sărbători, dar nu un simplu BMW, dar vorbim de un E60 și observăm, e altfel decât E39. E bine, un atribut foarte important atunci când conducem BMW-ul, trebuie să ne asigurăm că avem inclusă faza lungă. Faza lungă trebuie să fie permanent pornită, așa e logic, așa e firesc. Și atunci când mergi într-un sat, totdeauna trebuie să știi că intrarea în sat trebuie să aibă loc cu maxim 5 km pe oră. Basurile stresar, ferestrele și toată lumea trebuie să întrebe, dar cine este oare? La cine vine el? Oare? Știi? Și tu, ocazional, când așa mergi în sat, încetișor, încetișor, poziția evident că e deja este cea ferească, dar stai pe o parte, dar așa, știi, cu mâna la fiecare pe ăștia care mai cunoaște, știi, dai câte un salut, așa, știi? Și deși în localitățile rurale, da, în sat, e o glodăraie de Doamne ferește, că nici tractorul nu răzbate, știi, dar tu cu mașina trebuie să intri curățel în sat. Curățel, frumos, încetișor, știi? Un alt moment când mergi în sat de sărbători e acela când te duci la joc mare, că așa e firesc, în fiecare sat este joc mare, știi? Și tu intri cu mașina, așa, știi, până la club acolo, să-l adânci unde are loc discoteca, știi, până pe praguri. Pune pe scări, trebuie să stai cu Dani, stai cu fază lungă pornită, știi, și stai în mașină, dar motorul încă e pornit. Și stai, vorbești la telefon, știi, vorbești la telefon deja cum își feresc, trebuie să vorbești, eticheta este, știi, vorbești, clar, știi, și la moment cineva vine și îți bate în geam, știi, și tu, secundă, s-o ocupat, adică tu, cu dorești ceva întrebări serioase, știi, și evident că multă lume o să întrebe, știi, dar e a ta mașină, la care tu smâsli. Adică e mea, sigur că mașina mea, știi? Și te-am apar întrebările astea, dar cât consumă? Ei, uite, consumul, evident că trebuie să dai răspunsul clasic, deja consumă cam cu un litru sau două mai puțin, știi, decât scrie în carte, că ar trebui să consumi, știi? Și o altă întrebare, dar ai investit ceva? De mult o ai, știi? Băi, am deja am vreo an de zile, dar numai cât filtrul și ulei am schimbat, așa, parcă nimic altceva, adică, știi? Răspunsurile clasice sunt astea, nu mi-e trebuie neapărat să tragi atenție la astea. Un lucru foarte, foarte important atunci când intri în localitate. Deci telefonul la ureche, îl ții cu mâna stângă. Îl ții cu mâna stângă aici și neapărat trebuie să vadă logo Apple, știi? Că stai, știi? Și vorbești, te pui așa, dar la ureche, știi, mai la drum. Mai la drum să se vadă, știi? Atunci când conduci un BMW și ești cu numere litoniene sau bulgare sau mai știu eu ce, altă țară, e foarte important să ai toate actele la tine și eu, spre exemplu, trebuie să le port cu mine, știi? Și anume am procura, am procura că poți dețin procură, am procura pe procură și am procura că eu am procură atunci când dețin procură, că am procură pe procură. De asta să aveți tot setul de acte la voi numai decât. Drum bun, băieți! Drum bun!